Salutare lume proate aici și bine ați venit la un nou video. După cum foarte bine vedeți, astăzi ne vom uita la un nou board game. Până intrăm însă în board game-ul de astăzi, nu uitați, dați un subscribe aici la canalul de YouTube și un like la Proti Plays Board Games. O aveți linkul mai jos. Cum foarte bine știți, am despărțit activitățile de online card games și cele de board games. Acum am pagina Proti Plays Board Games, unde mă ocup în general de tot ce ține de board games, evenimentele care le organizez și toate alte chestiile care sunt legate de board games. Deci nu uitați, dați un like acolo la pagina de Facebook și un subscribe aici, să fiți la curent cu absolut tot ce se întâmplă în cadrul Proti Plays, respectiv Proti Plays Board Games. Cam atâta despre asta. Intrăm în jocul de astăzi. Încă o dată mulțumesc Lex Hobby Store, care îmi dă posibilitatea să fac aceste prezentări de jocuri. Și jocul de astăzi este unul simpluț, micuț, dar foarte discretiv: Sleeping Queens, adică Reginele Adormite. Vedeți, este traducerea și în română. Este un joc de cărți. Zice plus 8, eu cred că se poate juca și cu un 7, poate și un 6. Mecanica este foarte simplă, o să vedeți, și se poate încerca. Practic trebuie persoana respectivă sau copilul respectiv doar să știe ce face fiecare carte și nu sunt foarte multe. De jucat se poate juca între 2 și 5 jucători și partidele sunt destul de scurte, zice maxim un sfert de oră durează. Obiectivul este să trezești regine, cum zice și titlul, dar o să vedem exact, intrând în mecanica jocului, cum se joacă. Atâta despre prezentarea generală. Ca de obicei, ne uităm ce se află în cutie, facem setup-ul și vedem exact care este mecanica jocului. Avem aici cutia, o să ne uităm ca de obicei ce se află înăuntru, facem imediat setup-ul și o să facem iarăși într-una, setup-ul nefiind foarte complicat. Și o să ne uităm în cutie și o să vedem și imediat mecanica jocului, ca să nu facem iarăși din două bucăți, fiind foarte simplu să aranjăm jocul. Deci avem cutia, bineînțeles, avem regulamentul, care iarăși îl recomand, întotdeauna nu vă bazați doar pe video, citiți regulamentul, nu este foarte lung, este foarte bine descris, nu uitați, există diferite reguli, vedeți aici pentru 2, 3 și 4, 5 jucători. Foarte important înainte să începeți jocul. Și ce mai este cutie? Sunt două feluri de cărți, o să observați asta după culoarea de pe spate, cele roșii cu care jucați și cele verzi care sunt reginele. O să și dăm la o parte imediat cutia, o să ne uităm la regine. Deci vedeți, reginele, ce e important la ele este punctajul de sus și că ele sunt regine. Există o regină specială, această regină fir de trandafir, care o să vedeți imediat când ne uităm la mecanica jocului, are o însușire în plus. Dacă ne gândim la, sau vorbim puțin despre obiectivul jocului, depinde, v-am arătat, este diferit între 2 și 3 jucători și 4 și 5 jucători, dar în principiu trebuie să strângeți un anumit număr de puncte, 40 dacă sunteți mai mulți, respectiv 50 dacă sunteți mai puțin, sau să adunați un număr de regine în fața voastră, 5 respectiv 4. Deci, practic, aveți două obiective. Ori să strângeți 5 regine care nu însumează punctajul necesar, sau puteți să însumați punctajul necesar numai din 4 regine, de exemplu. Deci, astea sunt obiectivele. Strângeți punctele necesare, care se formează din a aduna punctajele fiecărei regine, care o să o aveți, sau să strângeți numărul reginelor definit. Ce o să se facă când pregătim masa? O să se facă 4 rânduri de regine și ele sunt reginele adormite. Așa se va aranja masa. Avem aici, o să învârtim așa. Practic avem masa cu reginele adormite. Cărțile astea se vor amesteca, se vor pune aici în mijloc și fiecare jucător primește 5 cărți în mână și va începe partida, sau își va începe tura cu 5 cărți și va finaliza tura tot cu 5 cărți. Adică după ce faci o acțiune, o să vorbim imediat ce acțiuni poți face, vei trage atâtea cărți cât ai consumat pentru a termina tura la fel cu 5 cărți. Fiecare jucător are respectiv o tură, despre obiectiv am discutat deja, punctaj sau număr de regine. Acum, o să observați deja, sunt numere și sunt cărți cu desene. O să iau acum toate cărțile și practic ați înțeles mecanica. 5 cărți,
fac o acțiune, o să discutăm imediat despre acțiuni și trag cărțile ca să-mi reumplu mâna să am 5 și pasez tura mai departe. Ce se poate face într-o tură? Chiar avem un exemplu bun cu mâna asta, nici n-am pregătit-o, așa a vrut norocul. Se pot face următoarele acțiuni. Se joacă o carte de sen, o să ne uităm la orice carte de sen care, sau fiecare carte de sen care există ca să pierdem două vorbe despre ea. Practic joci cartea cu desen, îi faci efectul și tragi o carte. Ce mai poți face este să dai o carte cu număr, dai o carte din asta, o pui aici decartată și pentru ea tragi o carte. Poți să dai dublură de cărți, deci 2 de 4, cum avem aici, pui 2 de 4, tragi două cărți. Sau poți face ecuații cu plus. De aia ziceam că ni s-a potrivit la fix, deci poți face 4 plus 4 egal 8 și să tragi 3 cărți. Cam astea sunt opțiunile pe o tură. Totul se învârte în jurul să-ți îndeplinești obiectivul. Deci tu practic vrei să te scapi de numerele astea care nu te prea ajută ca să ajungi la cărțile acestea care îți vor da posibilitatea să trezești regine. Am o să iau tot iancul ca să ne uităm la cărți, ca să vă scap două vorbe despre fiecare carte. Aveți rege, sunt mai multe cărți rege, care ce face? Joci regele și îți trezești cum ar veni o regină. Alegi una din cărțile astea, o iei și o pui în fața ta și asta este regina ta. Este trezită, este a ta. Aici acum să scăpăm o vorbă despre regina trandafir care v-am arătat-o, nu mai caut acum aici. Practic dacă treziți regina trandafir, ea mai îți dă posibilitatea să mai trezești încă o regină. Deci practic trezești două regine cu un singur rege. După aceea ce mai avem aici? Numere peste numere trecem că nu au altă valoare decât să faci ecuații sau să dai dublură ca să tragi cărțile care contează. Cavalerul. Ce face cavalerul? Cavalerul îți fură o regină. Deci, practic, dacă adversarul tău sau un jucător care joacă și el în această partidă are o regină trezită, tu poți să joci un cavaler și să furi o regină de a lui. Există o posibilitate să nu lași lucrul ăsta să se întâmple, o să vedem imediat. Am mai o chestie despre regine, care am omis să o spun. Există regina cățeluș și regina pisicuță sau ceva de genul, care nu au voie să fie la același jucător. Deci dacă tu ai deja regina cățeluș și trezești regina pisicuță, practic trebuie să o lași înapoi pe masă, să o întorci, fiindcă nu ai voie să le ai pe amândouă. Astea trei, trandafir, cățeluș și pisicuță, practic au însușire în plus. Așa, mergând mai departe, ai acest băț care merge, hai să facem așa, așa și dragonul, excelent. Bun, deci revenind, regele trezește regină, atunci, pe tura ta poți să joci cavaler, să furi regina trezită a unui jucător, dar dacă acel jucător are un dragon, poate să-ți blocheze acest cavaler. Și atunci, practic, nu se întâmplă nimica, tu ai anulat furtul cu cavalerul, cu acest dragon și ambii trageți o carte ca să aveți 5 cărți la sfârșit. Deci, practic, nu s-a întâmplat nimic. Și același lucru se întâmplă și cu aceste două cărți. Această sticlă cu ZZZ, practic, îți dă posibilitatea să adormi regina unui alt jucător, dar dacă el are acest băț magic sau baghetă magică, poate să-ți oprească acea adormire. Exact același lucru ca și cavalerul cu dragonul și nu se întâmplă nimica, jucătorul își păstrează regina și nu îi se adoarme, fiindcă are acest băț magic care îl salvează și fiecare trageți iară câte o carte. Ce mai avem aici este acest bufon care când este jucat se trage o carte de deasupra. Dacă este tot o carte cu desen, o iei în mână și mai ai voie să joci o tură, da, poți juca alt bufon și alt bufon și așa mai departe, dar dacă este un număr, dacă este un 4, începând cu tine numeri, 1, 2, 3, 4, practic treci prin toți jucătorii și la cine ajunge numărul, adică 4 în cazul acesta, are voie să trezească o regină. Deci, practic, astea sunt modalitățile de a trezi regină, bufon și pică un număr, respectiv cu regele. Și după aia ai posibilitatea să furi o regină cu cavalerul și să adormi o regină a jucătorului cu poțiunea, respectiv te poți apăra de cavaler
cu dragonul și de poțiune cu bățul magic. Astea sunt cărțile care există în joc. Asta este mecanica, foarte simplu. Treziți regine, faceți punctajul sau numărul de regine necesar și folosiți cărțile acestea pentru a face toate efectele, pentru a câștiga jocul. Asta este pe scurt. Dacă mai aveți adăugiri sau poate am omis ceva, nu uitați, puneți jos în comenturi. Și, bineînțeles, mă repet, nu uitați să citiți și regulamentul, care are niște informații întotdeauna importante. Un video poate nu este suficient să înțelegeți. Dar mecanica este simplă, jocul este distractiv și n-am altceva de zis decât distracție la trezit regine. Acum că am văzut exact cum se joacă jocul, eu vreau să spun că este un joc foarte distractiv, nouă ne place, Aisha, amica, ați văzut unpacking-ul cu ea, îi place foarte mult jocul, dacă îi se joace ceva, practic ăsta e unul din preferatele ei. Ați văzut și Rat-a-Tat Cat, dacă vă uitați la video mai vechi, e cam același, zicem, nu e aceeași mecanică, dar același stil de joc rapid, joc cu cărți, se poate juca și cu copii și de-aia mi se pare foarte, foarte interesant. Clar, se poate juca și de distracție între adulți, dar eu zic că jocul merge mai mult sau este așa gândit să se joace mai mult cu copii, dar este foarte fain dacă vrei să scoți ceva repede să joci, având în vedere că o partidă joacă durează undeva la 15 minute. Deci dacă ești fan cărți, partide scurte, ceva distractiv, de recomandat jocul ăsta, cum ziceam, pe aceeași idee ca și Rat-a-Tat Cat. Cam atâta despre astăzi, despre asta, atâta pentru astăzi, așa am vrut să zic. Mulțumesc tuturor care mă susțineți, care mă urmăriți, nu uitați, dați un subscribe aici și un like la pagina ProtiPlays Board Games. Mulțumesc, bineînțeles, și Lex Hobby Store pentru posibilitatea care mi-o dau să fac aceste review-uri. Cam atâta și ne vedem cu video următor. Ciao, ciao!